Începând din acest an, sistemul sanitar vasluian va beneficia de serviciile a încă 48 de medici rezidenți. În urma concursului susținut la sfârșitul anului trecut, aceștia au semnat contractul cu Direcția de Sănătate Publică Vaslui. Practic, tinerii rezidenți au fost nevoiți să aleagă Vasluiul, dat fiind faptul că posturile din celelalte județe erau deja ocupate. Lipsă de locuri în altă parte, deci nu a fost prima alegere, să spunem, dar era nevoie și cât să mergem în altă parte, am ales Vaslui fiind mai aproape de casă. Nu pot să-mi imaginez ce ar fi diferit față de unde am lucrat până acum. Cred că e un nou început. Din cei 48 de medici, 11 sunt repartizați la Vaslui, 7 la Huș, 2 la Tutova, 14 la Spitalul de Copii Bârlad și cei mai mulți, 24, la Spitalul de Urgență Bârlad. Este nemaipomenit pentru că avem absolut toate specialitățile ocupate unde erau probleme, medicina de urgență, medicina de laborator, ORL. Este foarte posibil ca doar o parte din noii medici să reziste la Vaslui, însă, dat fiind numărul mic de cadre medicale existent în județ, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au ajuns să se mulțumească și cu puțin.